Vă întreb pe toți, pe flux, pe inspirație, dacă aveți o poveste în spate, o poveste personală, despre clipa în care v-ați prins că ați intrat în inspirație sau că v-ați lăsat pe flux. Ca să fie un exemplu, eu sunt într-un moment în care caut și nu știu, parcă intru câteodată în inspirație, iar mă întorc. Ce ați simțit, cum a fost, cum v-ați dat seama că sunteți inspirați sau că sunteți în flux? Către cine e întrebarea? Pentru toți trei, dar fiindcă eu vorbim de termenii ăștia. Ok. Ca să stabilim puțin regulile, acum vă răspunde toți trei. Am rugăminte la dumneavoastră să țintiți o singură întrebare către un singur speaker, da? Ca să ne încadrăm în timp. Ok. Când obișnuiam să mă uit la televizor, da? Și eram în America, am dat întâmplător, nu cred că a fost întâmplător, dar așa am considerat eu la momentul respectiv, peste Deepak Chopra. El nu prea, Wayne Dyer apărea mai mult pe public television, însă Deepak Chopra a apărut atunci, din motiv, nu știu care motiv. Și a avut un fragment, cred că o intervenție de 5 minute sau 10 minute. Și în momentul ăla, nu am crezut. Am știut că voi începe un proces de transformare. Pur și simplu am știut. Din momentul ăla, am început să caut într-un mod conștient. Până atunci, poate, eu știu, citeam foarte mult, căutam tot felul de chestii, dar nu căutam propria dezvoltare într-un mod conștient. Din momentul ăla, am început să devin conștient că pot să fiu mai mult, că sunt mai mult. Aia a fost sursa mea de inspirație și momentul care a determinat asta. După aia a urmat, în mod evident, pentru că am ales calea asta, a urmat o succesiune de întâmplări, nu? Care m-au condus aici. Întrebarea sine conține ca pentru mulți dintre noi e o sursă firească de nerăbdare. Pentru că starea de a fi în flux, permanent în flux, cum îți dorești, cum ne dorim, este, ați văzut și pe modelul oricărei școli de dezvoltare personală, ultima formă, ultima etapă de existență. Ca să simplific, suntem în etapa în care ne dorim lucrul ăsta. Sunt în etapa în care m-am uitat și am învățat să îmbrățișez multe din fricile mele și pe măsură ce lucrul ăsta se întâmplă în noi, în fiecare, începi, stai în liniște și începi să simți alte lucruri. Îți schimbi altfel de idei, ai o altă stare. Și pot să spun în acest moment despre mine că mă aflu într-o etapă în care talentele, darurile pe care le am, le manifest din ce în ce mai dezinvolt, fără să-mi pese prea mult de ce cred alții și cum interpretează alții cine sunt eu. Evident că este un urcuș și coborâș, dar nu atât de viu și violent cum a fost acum 5 ani, 10 ani, de la o stare de frică, de la o mentalitate de victimă, de la un gând depresiv, la o stare de liniște, de pace, adică unde asta s-a mai atenuat. Și în această zonă mă aflu. Și mă uit cu încredere la faptul că, la un moment dat, o să vină și acea etapă în care, să zic așa, nu în marea majoritatea timpului. E o stare de fapt de a fi în flux, pur și simplu. Astfel spus, sunt momente în care îți pierzi această ghidare. Și este important să recunoști lucrul ăsta și e important să fii blând cu tine, înțelept, și să înțelegi că întotdeauna există niște cicluri ale vieții. Uite, acum suntem iarna, da? Și eu sunt într-o etapă de iarnă interioară. Când ești în iarnă, ai mai puține resurse, e mai fric, te strângi în tine. Da? Avem nevoie să avem această înțelepciune de a înțelege ciclicitatea și ritmurile. De ce? Întrebarea naște și un alt posibil răspuns.
Și dacă suntem complet iluminați, viața în sine se relevă prin noi cu plăcute și neplăcute. Însă ce contează este atitudinea pe care o ai față de viață. Viața în continuare, atâta timp pe planetă există această diferență între noi, viața în sine ne va arăta și momente în care nu ne convin. Important este, cum spunea și Gabriel, să ne treacă repede și să avem o atitudine înțeleaptă, un răspuns înțelept. Da? A fi luminat nu înseamnă că dintr-o dată viața ta ești doar fericit. Nu. Ci că ai un răspuns înțelept la ce vine spre tine. Mulțumesc! Așa trebuia să fim mai scurți. Întrebarea e, cu tot respectul, prost spusă. În ce sens? Nu există că noi stăm într-o anumită stare și apoi intrăm în flux. E contrariu. Noi ne naștem în flux, suntem în flux și găsim toate metodele posibile pentru a opri acest flux. Deci noi suntem în permanentă ca o mașină foarte puternică, cu frenă de mână trasă. Și tot ne dorim un motor mai puternic și nu înțelegem că ar fi suficient la sam liber frână. Deci, acum nu mi-e vine nimic un moment specific, pentru că sunt mult, dar acum chiar m-am dat seama că în momentul în care eu am devenit conștient, în momentul în care opresc acest flux și acest blocaj intervine mereu când eu judec momentul prezent. În momentul în care eu, acest moment e prost sau e bun, deci nu e vorba de gândirea pozitivă sau negativă, eu dau o judecată. Deci nu mai accept momentul prezent așa cum este. Și încerc să schimb ceva. Și nu, asta înseamnă că nu accept faptul că momentul prezent conține un număr de potențialități infinite. Era un milion de lucruri care vreau să le spun astăzi, dar o să le țin la costul la cine vine. Dar secretul este, secretul fluxului, este să iei momentul prezent cu orice, bun sau rău, după judecațiile noastre. Și cum să spunem? Să faci dragoste cu el. Asta e ideea. Să dansezi cu momentul. În momentul în care prinzi această idee, nu mai există conceptul bun sau rău, pentru că ești în dans cu universul. Atât. Deja se uită atent la subiectul ăsta și ne spune că 21-28 de zile este o perioadă în care se așează astfel de circuite. Practica însă ne arată că lucrul ăsta este posibil dacă avem o dedicație reală, un entuziasm în acea perioadă. Și atunci mă uit la bunele practici în domeniu. Există o carte care a apărut acum vreo 2 ani la editura For You, Neuroștiința Iluminării. Da? În care un mare șaman și cu un mare neurolog au fondat o super clinică în America și vreo 10 ani de zile au făcut experiențe și au ajuns la concluzia 5 la 6 săptămâni de practică, de focalizare care se conducă la dezvoltarea de noi rețele neuronale concomitent cu creșterea și optimizarea funcției mitocondriale. E ca și cum ți-aș spune, ești pregătită în acest moment. Da? Și tocmai a început pe 14. La fiecare lună plină, alege să începi un proces de ăsta de 5-6 săptămâni. Alege să ai o anumită dietă, alege să folosești anumite suplimente, alege să utilizezi anumite practici șamanice, să faci anumite meditații, să ai o anumită înțelegere asupra realității și să faci anumite exerciții fizice. Și toate astea zi de zi, în a 11-a zi, ține post, în a 22-a de zi, în a 33-a de zi, este un program care deja a fost rulat și cu rezultate remarcabile. Chestiunea este, vedeți, noi venim aici și ascultăm și ducem acasă și asta zicem că este dezvoltarea noastră personală. Da? Și ăsta e primul nivel la care se află cei mai mulți dintre noi. Următorul nivel este cel în care sistematic mă angajez în programe de antrenament.
Iar următorul este ăsta care zici, Doamne, de astăzi, timp de 5 săptămâni, îmi dau atenție, multă atenție, profundă atenție, zi de zi, câte 10-12 ore pe zi, care sunt implicat în treaba asta. Și zici, păi da, și asta fac toată viața? Nu! Măcar pe ciclurile septenale în care suntem proiectați, la începutul unui astfel de ciclu, fă 6 săptămâni de retragere. Ca să dai o direcție de creștere, să dai un sens modului în care te dezvolți în următoarea perioadă. Și asta chiar contează. Și atunci când îți fuge gândul cu metodă de a... Da, foarte simplu. Amic, două, stai în liniște și cunoaște că eu sunt spirit. Cu cine vorbești atunci? Cu tine la un alt nivel. Cu cine vorbești? Cu egăul care se duce și crevește cu atenția gândurile care vin. Le dă importanță. Da? Stai în liniște și cunoaște că eu sunt spirit. Asta se cheamă atenție divizată. Atenție divizată. Repeteți de câteva ori asta și o să vă zice. Da? Școală, asemănătoare cu a voastră, se numește Școala Vieții, antrenez tineri de la 14 până de la 50 de ani în domeniul inteligenței financiare, emoționale, comunicare și dezvoltare personală. Și vreau să vă întreb care este scopul acestei echipe, pentru că prima dată când am venit la prima voastră conferință, făcută împreună, vă cunosc separat din emisiuni și de asta mi-au plăcut foarte mult emisiunile dumneavoastră și conferințele pe care le-ați ținut în alte ocazii. Acum vreau să înțeleg de ce toți trei împreună. Acesta e doar un început. Vom fi mult mai mult. Ideea mea a fost inițial de a oferi o educație de valoare cu investiție minimă. Adică atunci când am creat grupul Este Posibil, trebuie să recunosc că am avut anumite așteptări. Am crezut că o să crească spectaculos. De repede. Pauză. Și m-am lecuit de așteptări. Okay? Adică nu mă mai aștept la chestia asta, ci las pur și simplu să lucrurile să meargă în ritmul în care vor ele să meargă, fără să forțeze chestia asta. Însă ce am vrut să fac? Adică, lumea nu are bani suficient de mulți să plătească 1500 de euro pentru o săptămână de training, nu? Și am zis, ok, noi facem lucrul ăsta, deocamdată eu, nu? Și am făcut chestia asta o săptămână. După aia am atras și pe Vasile și pe Bruno. Și intenția mea era ca grupul să crească la un nivel semnificativ de mare, astfel încât să aducem în țară orice trainer din lume. Asta, indiferent de scump era. Dacă vrem să-l ascultăm pe Tony Robbins, ne costă mulți bani. Adică online costă 200 de dolari. Nu? Online, ca să-l asculti online. Dacă vrei să-l vezi, costă câteva mii de dolari. Și atunci am spus, dacă suntem 5.000 de oameni în grupul Este Posibil. Și ne propunem să îl aducem pe Brandon Bouchard sau pe Tony Robbins, care și mai scump. Nu? Să zicem că el vrea 1.000.000 pe weekend. Cam așa vrea, nu? La 5.000 de oameni înseamnă 200 de dolari. Devine posibil, nu? Adică devine posibil cu bani puțin să ai acces la o educație înaltă. Și nu numai asta. Deci ăsta e un început. Având acces la o educație înaltă, natural că valorile se vor schimba. Și se va crea acea stare de comunitate, de comuniune, în care chiar totul devine posibil. Adică se poate crea acea atmosferă, acea minte superioară, în care putem avea acces la orice resurs. Dacă cooperăm. Și dacă noi cooperăm, bineînțeles că din ce în ce mai mulți oameni vor veni și vor adera. Și nu suntem limitați la noi. Nu? Eu îmi doresc ca în săptămâna aia să fie un trainer pe zi. Nu? Deocamdată nu e. Dar așteptăm și fete. Nu? Deocamdată nu și-au... Nu știau, n-a dorit niciuna. Nu?
Frate, trainer formator. Deci așteptăm în echipă și alți traineri care vin cu alte perspective. Pentru că este important, apropo de formarea unor noi rețele neuronale, să privești aceeași realitate din foarte multe perspective. Este foarte important. Pentru că lucrul ăsta fixează informația, fixează mai bine, înțelegi mai bine. Când spune și Vasile, spun și eu, spune și Bruno într-un anume fel, în esență noi spunem același lucru. Ok? Deci dacă te duci la esență, noi cumva spunem aceeași chestie. Numai că o spunem într-un mod diferit. Și asta te ajută să înțelegi mai bine. Asta a fost scopul pentru care... Și suntem deschiși și în continuare. Aș mai face și eu un comentariu, dau ceva din casă. Eu îl știu pe Bruno de 10 ani. Ei se știu, pe Gabriel l-am întâlnit după ce a lansat proiectul, undeva prin septembrie, sfârșitul august, începutul septembrie. Ce ne-a adus împreună a fost o idee despre masculinitate. Am zis, noi vrem să facem un program pentru bărbați, un program pentru tineri, de fapt. Un program, un program pentru tineri, a idola vechilor școli de inițiere, în care între 16 și 25 de ani, tinerii să dea bărbat. Tinerii flăcăi, da? Să dea niște probe practice de inițiere. Și dorim să creăm un cadru de antrenament și o mare, așa, da? Chestie, astfel încât din ce în ce mai mulți tineri să vină într-un astfel de... Asta e intenția pentru 2017 încolo, da? Dar asta ne-a adus împreună în formula asta, care o vedeți acum. Proiectul este posibil, era. Ce face Gabriel de ani de zile ați aflat, ce face Bruno, ce fac eu. Dar am zis, bă, hai să facem ceva și pentru bărbatul matur. I-am zis noi, și noi am zis noi, hai să ne aiung. Deopotrivă, rege, războinic, magician, șamant. All inclusiv. Da? Ca și, da, așa. Da, înțeleg că am văzut astfel de lucru și uitați-vă la trei bărbați maturi, da, care doresc să împărtășească din experiența lor de viață. Acum, intenția s-a manifestat în mai multe femei decât bărbați. Un program pentru bărbați benefic femei. Să te imiteți sos. Bruno, deja te-am rugat în pauză să ne detaliez puțin exemplu acela cu metropul de varură. E tare să răspund de bucurie, dar țin un alt an, jumătate de oră seminar, lumea mea moară. Deci, în două cuvinte, e o metaforă pe care o folosesc mereu. În ce sens, i-am spus că secretul fluxului este să dansezi cu momentul prezent, să faci dragoste cu el. Adică ai înțelege că fiecare moment are un număr infinit de posibilități. E nu glumesc infinit. E, problema este că lumea înțelege, când eu spun infinit, înțelege că tot este posibil. Și din păcate nu este așa, pentru că imposibilul există. Dar totuși, lucrurile infinite. Sună cam ciudată. E metafora pe care o folosesc de obicei. Este, dacă iau un cup de marmură de un metru ori un metru, nu? Eu pot să fac un număr infinit de statui. Infinit. Dar nu pot să fac o statuie de 2 metri. Ok? Deci, conceptul de infinit limitat e un pic tricky, dar așa este. Deci, eu trebuie să înțeleg că anumite chestii sunt posibile și alte nu. Și, în momentul în care avansez, asta e partea interesantă, cât sap, cât sculptez, poate cu greșeli, poate mă întorc înapoi, tot, în orice moment, am un număr infinit de statuie la dispoziție. Deci, eu am mereu, în tot momentul prezent, am mereu o alegere de făcută. Să mă focuzez asupra ce pot, deci ce statuia mai pot să fac, sau să mă plâng de cea pe care nu am. Ok? Deci, e clar că în orice situație pot să mă plâng de ceea ce nu am. Și dacă vreau să gazesc de ceva, să mă plâng, gazesc mereu. Garantez. Okay? Deci, secretul vieții, secretul fluxului este ce se poate face acum cu ce am acum. În momentul în care, asta, atenție, asta e adevărată gândirea pozitivă.
pozitivă, pentru că pozitivă înseamnă posibil, înseamnă putere, înseamnă potențial. Deci gândirea pozitivă nu înseamnă toate cele bune și frumoase, asta e ghiocenie, nu gândirea pozitivă. Gândirea pozitivă înseamnă să mă focusez asupra ceea ce pot. E asta da energia și am un potențial infinit. Întrebarea ta, dar nu se poate ca acel bloc să devină de 2 metri, e chiar focuzare asupra ce nu poți. Nu, prin definiție nu poate fi de 2 metri. Deci tu ai o realitate. Atenție, eventual, ieșind un moment din metafora, tu abar nu ai care sunt adevărate potențialitate. E asta se reconectează la ce am spus înainte. Noi trăim zi de zi cu aceeași gânduri de ieri, de altă ieri, de acum un an. Și noi înțelegem că avem miliarde de alte gânduri la dispoziție pe care putem să ne focusăm. Okay? De fapt, când eu vorbesc de coaching, un coach nu da nicio indicație, nu da sfaturi, dar ți arată potențialitățile pe care tu nu le vezi. Dar, cum spunea Matrix, eu pot să arăt ușa, dar apoi tu trebuie să treci prin ea. Okay? Deci, gândiți-vă la momentul prezent, e bineînțeles că viața nu este decât un șir de momente prezente, nu? Cu o potențială infinită în care voi materializați unul. Vedeți că asta e fizica cuantică. Cine are un minim de pregătire în domeniu știe că electronii nu există în sine. Există într-un spațiu, într-un val de probabilitate. Și se manifestă numai când focusezi energia asupra acelui electron. Deci din acel spațiu se materializează într-o singură poziție. Pentru că, atenție, din acel număr infinit de statuie, eu pot să fac numai una, să materializez. Întrebarea este, când vorbim de potențialitate, aceea se lucrează la statuie. Unde sunt aceste statuie, acest număr infinit? Undeva, acolo. Ok? Deci nu are sens unde sunt aceste potențialități. Dacă credeți, avem teoria universului paralele, în care toate posibilitățile, o spuneam mărimul meu, dar nu vreau, teoria universul paralele, univers infinit. Nu știu unde sunt. Dar statuia e acolo. Și tu alegi ce să faci cu ea. Atât. Pentru voi? Înainte de orice, vă mulțumesc. Vă mulțumesc că existați și că am avut parte de o asemenea conferință, să spun doar simplu. Aș avea foarte multe întrebări, dar am să mă rezum doar tot legat de fizica cuantică. Știm că Planck a descoperit de la constanta Planck H și Einstein a spus că lumina este undă și corpuscul în același timp. V-aș pune o întrebare simplă, știind că, de fapt, omul este lumina, pentru dumneavoastră, ce este lumina? Eu sunt o frecvență. Și fiecare dintre noi este o frecvență. Și trăim într-o mare de frecvență. Și atitudinea mea, conștientă sau nu, este dacă aleg să intru în rezonanță sau nu cu marea de frecvență prin care circul. Și asta este o călătorie a luminii care sunt într-un spațiu larg de lumini, de jur împrejur lumea. Cu drag. Printre alte lucruri am studiat Kabbalah și partea teoretică Zohar. Și mi-au plăcut câteva chestii apropo de abordarea lor, care e o abordare științifică. La fel ca și Dao sau Tao. Tao nu e practic o religie și nici ăsta, Kabbalah nu e o religie, e o știință. Și concluzia mea, apropo de lumină și apropo de ceea ce suntem noi, este aceea că suntem, de fapt, o mișcare a conștiinței, deci mișcarea conștiinței primordiale, atunci când Divinitatea a generat o mișcare în conștiință, a creat un vas. Un vas din aceeași substanță, din aceeași care avea o altă formă de agregare, să spunem așa, ca să înțelegem.
Iar atunci și așa încep să-i dăruiască, pentru că atributul de bază al nostru și al divinității este acela de a dărui. Însă divinitatea fiind singură, nu mai era nimic altceva în afara ei, n-avea cum să-i dăruiască. Și de aceea a creat acel vas. Și a început să-i dăruiască. Lumină. Nu? Adică a început să-i dăruiască. Și dăruindu-i, ce s-a întâmplat? Vasul a căpătat același atribut. Adică dacă tot pui într-o ceașcă de gheață, apă fiartă sau, eu știu, ceașca de gheață se va topi, se va transforma și va căpăta același atribut cu al sursei. Și atunci vasul a spus, stop. Nu mai primesc lumina ta, nu mai primesc ceea ce îmi dai tu, până când nu îmi dai posibilitatea de a dărui mai departe. Și atunci acel vas primordial a explodat, deci dintr-un punct de densitate infinită, nu? Big Bang-ul, care a fost enunțat, de fapt, acum vreo 600 de ani, un cabalist, în altă formă, din acel vas primordial s-a născut Universul vizibil, care, practic, nu este tot o mișcare în conștiință și fiecare, adică o infinitate de conștiințe și de pattern-uri, de modele energetice unice, care sunt în același timp conștiente de sine și conștiente de întreg și fac parte din întreg. Iar acea mișcare în conștiință a generat, practic, universul ăsta fizic, care este o percepție. Deci lumina, practic, este o percepție, nu este o realitate. În fizica cuantică se spune că doar atunci când atenția, când există un observator, există corpuscul. Dacă nu există observator, nu există corpuscul. Ci numai undă. Tot ceea ce există sunt unde. Dar numai observatorul face ca fotonul să apară. Dacă nu există observator, nu există fotoni. Dacă nu există observator, nu există lumină. Deci lumina în percepția mea este conștiință în mișcare. Conștiința noastră în mișcare generează, practic, această realitate și percepția a ceea ce numim noi lumină. Fac scurt, dacă nu prelungim la nesfârșit. Dar eu cred că chestia asta cu lumina, acolo lucruri frumoase, scris și eu, teoria cu Catar și toate sefiroțe de la Cabala și ok. Și e foarte bună. Dar ideea cred că e mai simplă. Pentru că lumina, nu este decât frecvența la care răspund ochii noștri. Dacă am avea ochi diferiți, lumea ar fi cu totul altceva. Căței vede lucruri complet diferite. Adică, deci, eu numai pur și simplu că noi ochiul percepem. Deci eu cred sincer că atunci când noi vorbim de lumina, folosim o metaforă arhetipală și atât. Adică la un moment dat știm că, cum se spune arhetipa, lumina vine de la soare, noapte e ceva mai ascuns, întuneric și lumina, folosim lumina din punct de vedere spiritual. Sincer nu cred, în afara faptului că toți suntem pe o frecvență spirituală, să spunem așa, că e vreo legătură printre noi și lumina ca obiect fizic. Dar e comod de a spus că primesc lumina pentru că intră în risonanță bine la un nivel metaforic. Adică fera fizica cuantică, fera specie. Dar instinctiv, dacă tu ești la întuneric, ce cauzi? Lumina. Ok, asta vreau să spun. E o metaforă frumoasă. Cum pot împăca ideea de a fi un pic în luna lui Dumnezeu cu programarea mentală a realității și a dreptului? Deci cum pot să împac ideea de a fi un pic în luna lui Dumnezeu? Deci a fi un canal în care Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu. Cu ideea de a programa mental viitorul și realitatea. Asta, din nou, e o capcană, evidente. Cineva spunea, mai ales religia și a voastră, evident, și religia creștină, pune pe baza învățământului creștin, este să se facă voința ta. Corect? Deci eu accept ce se întâmplă fiind voința lui Dumnezeu. Dar uita să adauge că nu poate să facă diferit. Ok. Nu există cară sau un bun la... Adică în momentul în care noi identificăm, știți, pentru că
aici intrăm într-un domeniu care nu ar cere prea multe explicații. Dacă lumea mea vorbește de Dumnezeu, eu prima întrebare pe care o fac, bine, ce înțelegi tu prin Dumnezeu? Așa că ne înțelegem. După părerea mea, Dumnezeu e simplă, cum scrie de fapt în Biblia, nu este decât realitate. Adică în Exodus 3:15 spune, eu sunt ceea ce sunt. Ok, deci realitate este ceea ce este. Fără judecată, fără bine și rău, adică e ceea ce este. Ok? În momentul în care tu intri în contact cu realitate și nu pui un filtru cultural, pentru că în momentul în care tu concepi Dumnezeu ca un patron care stă pe nori și se uită la tine, e clar că asta e un filtru la percepția realității. Ok? Și realitatea fizică, asta e problema, nu este decât o micro-posibilitate din toate celelalte realități la fel de reale. Adică faptul că noi vedem o anumită frecvență, adică ochii răspundem, nu înseamnă că nu există toate celelalte frecvențe. Infraroșu nu vedem, dar există. Ok? Deci realitatea este infinită și probabil toată dezvoltarea asta spirituală se dezvoltă în celelalte frecvențe pe care pentru moment nu le vedem. Și eu știu un lucru, că în momentul chestiile aceste la care ajungem noi ca concluzie, au ajuns misticii de mii de mii de ani. Adică asta au înțeles perfect. Cu metaforele lor, evidente. Adică budistii tibetani folosesc metaforele lor, calugare creștini alții, cei musulmani alții, dar toți ajungem la aceeași lună. Asta e conceptul pe care încerca să transmit. Deci, în momentul în care eu mă dezbrac din toată partea, din toată suprastructura, îi ating esența, nu prea are diferență dacă vorbesc de mine ca spirit sau de Dumnezeu, pentru că e aceeași lucru. Adică aceeași sursă, e aceeași. Ok? Când eu vorbesc de conectare, înseamnă de a da jos la toată suprastructura asta. E clar că nu e o muncă că se face într-un seminar de două zile. Adică cei care devin de seminar de iluminare spirituală în 10 simpli lecții, se bat de joc de două. Clar. Dar asta e la mod, asta e partea a doua. Ok? Asta e întrebări? O să avem acum ocazia să tragem la sorți. Fiecare din trainerii pe care am avut plăcerea să-i ascultăm astăzi va trage un bilețel în care, dintr-o pungă în care se află toate numele voastre și vor primi un cadou special, nici eu nu știu, din partea lor. O să te las ultimul, ca să ai zis. Începem cu Vasile, din centru, care e microfonul. Acum trebuie să ne spui și ce le dai, Carmen. Da. Păi tot ai zis că asociat de mine sunt antrenamentele în întuneric. 4 ore de antrenament în întuneric. În întuneric. Doamnă sau da? Dar atenție, nu este orice fel de antrenament. Un antrenament de exersare a manierei de conectare cu corpul eteric. Adică ceva premium. Și Silviu Cercel. Cine este? Okay. Vestea magică pe care ți-o dau este că poți să vii la acest antrenament cu prieteni. Deci camera aia este generoasă, mă anunț din timp, sunt 4 ore, poți să vii cu o gașcă mare, ca toată lumea să beneficieze și nimeni nu îl vedeți, da. 4 ore cu lumina stinsă... Și miresele. Cei care vreți să experimentați asta de solsticiu, solsticiu se văd în întuneric, dacă să apară soarele interior. Ok. Prieten da. Pe care nu vrei să-i vezi 4 ore. Câștigătoarea va petrece o zi întreagă cu mine. Cu detalia. Ok. În sensul că o zi de coach. O zi întreagă. Ok? Ce vrei să întrebi? Ce tălătorire ai? Ce vrei să obții? Ce... Adică o să fac tot ce e posibil ca să te ajut în acest sens. O să vină și vreo 10-12 prietene. Dacă trimit poze, nu? Da. Ok. Cristina Chițat. Nu cred că mai vrei să vină cu prietene.
dat numărul meu de telefon. Coale! Ok. Eu mult mai banal, pentru că nu știu când o să fiu din nou în țară, aș invita și eu la Ascuda. L-aș invita și eu la vreun seminar sau la o cină romantică, dar vin pe cate, nu? Deci, o să ofer pur și simplu unul dintre DVD-urile mele. Mai rămas ceva? Ok. La Viorica Țan. Pe care îl vreți? Pe care îl vreți? Deja am cumpărat. Care îl te invit la seminar în februarie. La o cine, doamnă? Lăsați datele. Ok, mai avem o chestiune de rezolvat, nu? Seminarul ăsta sau cursul ăsta cu noi are ca scop următorul grup. Este posibil. De la București. Avem la Bistrița, avem la Craiova, avem la Alba Iulia și poate și în Oradea, mai mult ca singur și în Oradea. Și vom stabili acum următorul grup din care vor o săptămână cu mine, cu Vasile și cu Bruno. Adică cu mine desfii 5 zile. Program dat, până mai găsim un trec. Cu Vasile și cu Bruno veți fi câte o zi. Ideea este că e musai să stabilim acum agenda, adică când facem asta și va fi o săptămână, zi de zi, 8 ore pe zi. De ce? O să vă spun atunci. O să vă prindeți la final. De ce o săptămână? Și de ce e necesar să o facem dintr-o singură bucată? Nu? O să vedeți atunci. Însă trebuie să stabilim acum. Cine participă? Cine vrea să participe la o săptămână? Ok. Nu știm. Aia e. Nu știu. Trebuie să stabilim acum. Ideea este. Costurile sunt absolut minime, adică cu cât sunt mai mulți, cu atât mai puțin va costa. Până acum n-a depășit 130 de lei pe toată săptămâna. Adică sunt costurile de sală, sunt costuri de suport de curs și chestii din astea. Asta vă vom anunța. Deci vom lua o sală în funcție de numărul de participanți. Și eu zic că putem stabili asta undeva în februarie. Da. Eu fac și mie, nu e problemă. Deci, vă spun ce am până acum. Am Bistrița 28 ianuarie, 3 februarie. 4 februarie, 11, 40 de fapt. Februarie, Alba Iulia. După aia n-am nimic. După aia poate fi București. Însă trebuie să stabilim de acum. Pentru că trebuie să știu, adică înainte să plecați, vă treceți pe listă. Să știu câți participă. Puteți să mai aduceți oameni cu voi, nu? Care vor să participe la un astfel de curs. Și vom avea cunoaștere de sine, vom avea și leadership, și management, și flow, și echipă, și tot ce vreți. Adică și comunicare, raport, un pic de NLP, un pic din toate. Adică am făcut așa manieră încât ceea ce primiți, chiar să puteți folosi imediat. Să puteți aplica imediat. Dar pentru asta nu ține de mine, să știți. Eu am oferit chestia. Asta ține de voi. De felul în care vă organizați. N-are nicio legătură. Eu vin. Dacă voi veniți. Dacă voi nu veniți, atunci vă duc în altă parte. Deci, înainte să plecăm, cei care vor să participe, să treacă pe listă, Dan Stănescu, așa, la băiatul care a fost la intrare, vă bifați pe lista pe care a făcut-o deja, nu? Adică vreau să particip la... Ok?